Pacea Domnului Iisus Hristos! Bun venit oaspeților! Bun venit celor ai casei! În mod special însă, ca niciodată, am dorit să fim mulțumitori faptului că ne-a strâns, ne-a adus și ne binecuvântă Domnul Iisus Hristos în locul acesta. Înainte de a intra în subiect, vreau să vă mărturisesc o problemă pe care o am în momentul în care mi-am propus subiectul din dimineața aceasta. Subiectul de acestei dimineți este fericirea care urmează. Rămăsesem ultima dată când am studiat împreună la ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Și următoarea fericire care urmează este, vă amintiți? Haideți! Ce fericire urmează? Altădată, pe vremuri, fericirile le învățasem pe din afară, nu-i așa? Ca și copii. De asta am îndrăznit să vă întreb ce fericire urmează, pentru că m-am bazat pe memoria de lungă durată, adică din copilăria dumneavoastră. Da. Urmează capitolul 5 din Matei, versetul 7. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Acum, problema care este. Problema care este ține de faptul că o mare parte din cuvintele folosite de Domnul Iisus Hristos în fericiri încep să ne fie străine. Spre exemplu, cuvântul de milă nu mai este un cuvânt foarte frecvent în vocabularul nostru. Și când îl folosim, îl folosim oarecum nu în sensul pe care îl folosește Biblia. Deci, ce titlu ar trebui să aibă prezentarea din dimineața aceasta ca să ne intereseze acest subiect? Să ne intereseze subiectul legat de milă și milostenie. Că subiectul ăsta astăzi nu este pe ordinea de zi a preocupărilor noastre. Mila nu apare la televizor, nu apare la știri, nu apare pe YouTube, nu apare pe Facebook. Nu. Unde apare mila? Poftiți? Mulțumesc. Fratele spunea în Biserica Ortodoxă. Doamne, ce bine mi-ar fi părut să spui în biserica noastră. Vedeți că nu, n-am putut să spunem nici măcar asta. În biserica noastră se vorbește despre milă. Nici în biserică. Deci dacă e în Biserica Ortodoxă, atunci, dragii mei, felicitări Bisericii Ortodoxe. Și mai puține felicitări nouă. De ce spunem că mila nu prea apare în preocupările noastre? Din ce cauză? S-a înlocuit cu empatia. Mulțumesc, e un neologism foarte serios astăzi. Da? Vreau să vă întreb, empatia e tot una cu mila? Aș vrea să discutăm puțin treaba asta, nu la nivel teoretic, ci aș vrea să intrăm puțin în Sfânta Scriptură, dar o vom face lucrul ăsta. Mă întorc din nou. De ce suntem atât de neobișnuiți astăzi cu ideea de milă? N-avem timp, suntem ocupați. Dar dacă vi-ar zice cineva, băi, mie milă de tine. Cum te simți? Știți că în cartea lui Iov se spune că prietenii lui Iov s-au dus la Iov să-i plângă de milă. Așa zice, să-i plângă de milă. Iov a acceptat o vreme până când le-a spus, sunteți niște mângâietori supărăcioși, a zis. Mângâietori supărăcioși, adică n-am nevoie să vii să-mi plângi de milă. E drept? Și atunci la ce e bună mila? De ce milă? Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Dacă în fericire ar fi spus, ei vor avea parte de altceva. Dar cei milostivi, li se va întoarce mila înapoi. Păi și dacă cei milostivi zic că, dar n-am nevoie de milă, mie dăm, spre exemplu, dolari,
mă rog, altceva. Puțin mai... A, Leontin spune că mila nu e doar o vorbă. Asta ai vrut să spui. Empatia este doar o vorbă? El spune că nu. Mulțumesc! Haideți să mergem puțin să... De acum să virăm către Sfânta Scriptură. Nu înainte de a observa definiția de dicționar. Vreau să vă spun un lucru. Eu, uneori, e primejdios să folosești sensul lexicului, sensul cuvântului din dicționar la Sfânta Scriptură, pentru că între timp, sensul Scripturii s-a depărtat de sensul vocabularului pe care noi îl avem azi. Să fiți atenți la lucrul acesta. Iată ce spune textul. Mila înseamnă sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva. Adică te duci la cineva și îi spui, te înțeleg. Și celălalt te spune, e doar o vorbă, nu mă înțelegi. Cine hotărăște dacă înțelegem sau nu? Sinonime, compasiune, milostenie, îndurare. Deci îndurarea e tot una cu mila, da? Sunt folosite interschimbabile. Bun. Și acum Scriptura. Textul pe care vi-l propun la început se găsește în Osea 11 cu versetul 8. Și este un verset care îmi arată ce se întâmplă în sufletul cuiva care nutrește sau care are milă. Ce se întâmplă înăuntru? Că dacă rămânem la nivel de definiție a termenului, nu înțeleg lupta interioară a cuiva care este copleșit de milă. Și iată textul. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Apropo, cine este Adma și Țeboimul? Două cetăți care? Sunt cetățile care au însoțit Sodoma și Gomora, Adma și Țeboimul. Și ele au fost distruse. Și Mântuitorul spune, cum să fac? Cum să te fac? Cum să te distrug? Pentru că aceasta a fost soarta Admei și a Țeboimului. Și acum apare rândul acela, fraza aceea extraordinară. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Ce face mila? Vă rog să observați, mila este acea emoție care este în stare să zguduie ființa interioară a unui om de sus până jos. Nu rămâne nimic inert în momentul în care mila își face lucrarea ei. Încă o dată, mi se zbate inima în mine, tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Aceasta a fost poziția Mântuitorului când a văzut profetic împietrirea poporului său. Vreau să vă întreb, până la urmă, cine a dat pe cine? Cine a vândut pe cine? Domnul l-a vândut pe Israel sau Israel l-a vândut pe Domnul? Răspunsul este în actul lui Iuda. Actul lui Iuda este prototipul faptului care s-a întâmplat cu poporul Israel, care l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos în mâna romanilor, în momentul în care a spus, n-avem alt împărat decât pe Cezarul. Luați de pe pământ un astfel de om. Venise Iisus Hristos la ei cu tot cerul, cu toată bunătatea, cu toată mila.
Și în final, poporul Israel a fost un popor care n-a avut nevoie de mila lui Dumnezeu și care n-a putut să aprecieze absolut nimic din această milă. Vă amintiți Domnul Iisus Hristos în Matei 23 când spune: Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să te strâng, cum strânge cloșca puii sub aripi, un reflex al ocrotirii, un reflex al părintelui față de copii, al cloștei față de puii ei. Poate o mamă să-și uite copilul? Și în versetul respectiv se folosește cuvântul milă, să n-aibă milă de rodul pântecelui ei. E posibil lucrul ăsta? Și Mântuitorul ne conduce pas cu pas în această zonă și spune: am vrut să procedez cu tine cum procedează o mamă cu copilul ei, o cloșcă cu puii ei. Am vrut să vă strâng, am vrut să stați sub aripile mele. Dar voi n-ați voit. Și rezultatul a fost: vi se lasă casa pustie. Deci încă o dată, cine a vândut pe cine? Tragedia noastră ca ființă umană este că noi am vândut pe Dumnezeu. Noi l-am dat, l-am predat, l-am eliminat pe Dumnezeu din istorie, din viață, din preocupare. Ne-a fost milă? Nu ne-a fost milă. Știți, cum să-ți fie milă de Dumnezeu? El le are pe toate la dispoziție. De Dumnezeu nu trebuie să-ți fie milă, nu? Textul sau dicționarul spunea că mila înseamnă o atitudine de compasiune față de suferința cuiva, față de nenorocirea cuiva. Deci, în grădina Edenului a existat milă? Poftiți? În paradis a existat milă? Răspunsul meu este: păi nu era nevoie. Era suferință în paradis? Dacă nu este suferință, dacă nu este durere, rămâne dragostea. Sigur că da, dragostea se manifestă în toate. Când însă dragostea se întâlnește cu suferința, cu durerea, ea ia o altă formă, mult mai dinamică, ia forma de milă, se transformă în milă. Cu alte cuvinte, mila funcționează numai în condițiile în care apare suferința undeva. Unde este suferința? Știți? Dacă facem precum preotul sau levitul care au trecut în drumul lor spre Ierusalim, au văzut că undeva este un om căzut între tâlhari, i-au văzut acolo petele de sânge, dar l-au ocolit elegant. Au trecut pe lângă el și au mers mai departe. S-ar putea întâmpla să avem impresia că nu-i nevoie de milă. Deci, dacă nu căutăm zonele de suferință, s-ar putea întâmpla să trecem și să spunem: dar nu-i nevoie de milă. Este o capcană în care putem să cădem toți. Avem tot ce ne trebuie acasă, avem mâncare pe masă, ne-a dat Dumnezeu sănătate și mergem înainte. E nevoie de milă? Numai dacă întâlnești pe cineva care n-are niciuna din toate astea. Dacă ai grijă să nu întâlnești, deci încă o dată, repet, dacă ai grijă să nu întâlnești, dacă ai grijă să ocolești, atunci vei trăi foarte bine cu ușa închisă la apartament, spunând că toată lumea are ce-i trebuie. Și n-ai nevoie de milă. În dimineața asta aș face un apel la spiritul nostru de creștin și aș vrea să înțelegem că fără milă caracterul lui Iisus Hristos nu va fi niciodată reprezentat în biserică și în viețile noastre.
fără milă. Putem să avem orice, putem să fim foarte bine împodobiți cu multe alte lucruri creștine, dar dacă lipsește mila, toată această podoabă pe care o arătăm noi lumii e zadarnică, nu are eficiență. Pentru toate momentele în care n-am avut milă, va trebui să ne cerem iertare înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Pentru ca Biserica lui Dumnezeu să poată să fie depozitarul inimii lui Dumnezeu care spune tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Inima lui Dumnezeu trebuie să fie în inima mea. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, totul este doar o înșiruire de vorbe frumoase, de principii legale care pot să funcționeze, dar care nu cunosc mântuirea lui Dumnezeu. Geneza, capitolul 6 cu 8, este primul loc în Sfânta Scriptură unde am găsit cuvântul milă. Auziți, Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Noe. Ce a căpătat Noe? Ce e aia milă? Avea nevoie Noe de milă? În ce context? Dacă n-aș cunoaște cuvântul de milă și dacă nu l-aș înțelege, cum aș putea să explic ce a căpătat Noe aici? Cum aș putea să explic? Nu poate ajuta cineva? Uitați, deschid și eu în Geneza capitolul 6 și versetul 8 este în contrast cu versetul 7. Versetul 7 spune, Dumnezeu a zis, am să șterg pe om de pe fața pământului pentru că îmi pare rău că i-am făcut. Și în timp ce Dumnezeu hotărăște o să șterg pe om de pe fața pământului, apare ideea aceasta, Noe a căpătat milă. Dați-mi un alt cuvânt pentru milă. Favoare. Mulțumesc. Alt cuvânt. Mulțumesc. Și dintr-o dată, cuvântul milă l-am aruncat în Noul Testament și acolo am găsit cuvântul har. Noe a căpătat har. Vă rog să observați. Mila, cuvântul milă, s-ar putea să nu ne placă. Eram la Sibiu. Eram împreună cu Cornel. La cursurile pe care le urmam, am întâlnit un coleg, un băiat excepțional, care din naștere nu avea decât două degete la mâna dreaptă, două degete la mâna stângă și avea și niște malformații jos la călcâi. Vă spuneam, era un băiat excepțional. Mi-a spus odată, te rog frumos, Valentine, stai acolo. Am stat și până să mă dezmeticesc, mi-a făcut un portret în creion. L-am ținut multă vreme cu mutările pastorale care au venit în viața mea, nu știu pe unde l-am lăsat. Dar în orice caz, îmi aduc aminte perfect. Ținea creionul așa și cu două mâini mi-a făcut portretul în câteva minute. M-a impresionat băiatul acesta. Avea o capacitate de a gândi foarte curată, foarte frumoasă. L-am chemat pe la mine acasă. Când l-a chemat la mine acasă, am avut grijă să fie pe masă deschisă cartea Hristos Lumina Lumii și Scriptura. A venit la mine acasă. A intrat, s-a dus direct la masă. S-a uitat la Biblie, s-a uitat la cartea Hristos Lumina Lumii, s-a întors la mine și cu o voce pe care n-am auzit-o și cu o față pe care n-am mai văzut-o până atunci, mi-a demonstrat cât de iritat este. Și mi-a spus, tu ai impresia că eu am nevoie de religie?
tu ai impresia că eu am nevoie de mila ta? Pentru că singurul lucru pe care voi îl afișați este că Dumnezeu are nevoie, că Dumnezeu are milă de mine, că m-a făcut așa. Și a continuat și a spus: eu n-am nevoie de milă. Eu îmi voi construi viața mea cu puterile mele, cu inteligența mea, cu ceea ce sunt eu. N-am știut unde am greșit. Intenția mea fusese perfectă. N-am vrut să-l umilesc. Am vrut să îi ofer un moment de mare frumusețe sufletească. Undeva greșisem. Știți unde greșisem? Nu vorbeam aceeași limbă. Nu vorbeam aceeași limbă. El vorbea o limbă, eu alta. Pentru el mila însemna înjosire, pentru mine mila însemna har. Iar harul nu este numai compasiune, mă uit la cineva de sus în jos. Harul este frumusețe, este poezie. Noțiunea de har, termenul de har, vine de la charis, de la carmen în limba greacă, ceea ce înseamnă poezie, ceea ce înseamnă frumos, ceea ce înseamnă excepțional. Asta era pentru mine, pentru el era altceva. Trăim într-o vreme în care limbajele sunt total diferite. Trebuie să avem întotdeauna grijă ca nu cumva să fie o neînțelegere la nivelul limbajului. Peste ani de zile l-am căutat în comuna Techerghiol. Știam că de acolo este. Nu l-am găsit acasă. Am aflat totuși că se pocăise. Încă mai nădăjduiesc că poate va veni o vreme să-l întâlnesc. Cum e viața fără milă? Am vorbit cu fratele meu Ghiță înainte de a mă urca aici la Amvon și l-am întrebat: spune-mi, te rog, ce titlu crezi că aș putea să pun la această prezentare ca să atragă, să treacă dincolo de bariera asta de limbaj și cei ce vor citi titlul să poată să înțeleagă. Și el mi-a spus: pune veacul fără milă. Sper din suflet că probabil titlul acesta va putea să stârnească interes. Veacul fără milă. Trăim într-o asemenea zonă? Exodul 1 cu 14, despre poporul Israel în Egipt, spune: le-au făcut viață amară prin lucruri grele, prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp și în toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. Cum e aia? Se numește ghetto. Nu de mult, în zona de maximă civilizație a lumii mele, țara cea mai civilizată la vremea respectivă a construit ghetouri. Fără niciun pic de milă. Oamenii au fost arși, au fost gazați, au fost împușcați, fără niciun pic de milă. Cum e lumea asta fără niciun pic de milă? Și vă rog să observați, am crezut că civilizația rezolvă, am crezut că putem să empatizăm unul cu altul, am crezut că ceea ce am învățat la școală despre omul bun, despre omul nobil și așa mai departe, va funcționa. Așa am crezut. În realitate, ajunge cea mai mică inconveniență. Pentru ca tot acest castel, toată această idee despre omul bun să se facă țăndări
Și omul într-o situație inconvenabilă pentru el, puțin mai nervos ca altădată, puțin mai nemulțumit ca altădată, să ajungă să nu mai aibă milă. De ce n-ai milă? Sunt nervos. De ce n-ai milă? Sunt gelos. De ce n-ai milă? O mică inconveniență ne duce acolo. Cea mai dureroasă situație este când și creștinii ajung într-o stare de inconveniență. Și creștinii spun, să nu-l văd. Când și creștinii spun, n-am nevoie de el. În contrast cu asta, aș vrea să vorbesc puțin despre frumosul lui Dumnezeu. Exodul 33:19. Domnul a răspuns: voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea, zice în Exodul 33:19. În altă parte zice slava, dar aici spune va trece toată frumusețea mea. Aș vrea să urmăriți frumosul lui Dumnezeu. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur. Ce înseamnă îndurare? Milă. Îndurarea este sinonimul pentru milă. Zice aici, mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Și atât. Voi face să treacă pe dinaintea ta ce? Frumusețea lui Dumnezeu. Câte cuvinte sunt folosite ca definiția frumuseței lui Dumnezeu? Câte cuvinte? Două, care înseamnă același lucru. Îndurare și milă. Îndurare și milă înseamnă frumusețea lui Dumnezeu. Îndurare și milă, adică harul, înseamnă frumusețea lui Dumnezeu. Vă dați seama ce înseamnă să iei de pe pământul ăsta frumusețea lui Dumnezeu? Cu ce mai rămâne? Cu ce mai rămâi? Ce mai rămâne decât o lume tristă, cumplit de rece, ucigătoare de suflet? Din cauza asta, ar trebui să ne întrebăm când mi-a fost milă ultima dată. Când mi s-a tulburat tot lăuntrul meu de milă? Când? E de mult? Apropo, cine ar trebui să stârnească primele reflexe de milă în viața noastră? Poftiți? Cine? Poate o mamă să-și uite copilul. Cine ar trebui să stârnească primele reflexe de milă? Un copil în familie. Cine ar mai trebui să stârnească primele reflexe de milă? În familie. N-ar trebui să stârnească soțul? Soția? În momentul în care apare o suferință, un necaz, o neînțelegere între soț, soție, n-ar trebui ca acolo să apară și să funcționeze mila prima dată? Când soțul este într-o situație delicată, când soția este într-o situație delicată, unde-i mila? Când ți-a fost milă ultima dată de soț? Când ți-a fost milă ultima dată de soție? Când? Dar milă, nu o compasiune verbală de la distanță. O, mai citesc o dată. Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Când? Știu că e greu. Știu că ne-am obișnuit
unii cu alții într-o zonă de indiferență și de distanțare civilizată. Dar civilizația secolului 21 n-are nimic de a face cu zbaterea inimii lui Dumnezeu spre mântuirea noastră. Și probabil că ar trebui să învățăm ceva din frumosul lui Dumnezeu pentru ca să-L aducem acasă la noi. Frumosul lui Dumnezeu. Îmi pare, mi-a plăcut când mai devreme din sală mi s-a spus, dar fii atent că la milă nu-i destul vorbele, la milă trebuie și acțiune. Am căutat în Sfânta Scriptură și am rămas uluit. Într-adevăr, zice așa, Deuteronomul 15:9. Vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta, a, se apropie anul al șaptelea, anul iertării. Înțelegeți? Adică, aoleu, trebuie să-l iert. Cât mai e până la Sfânta Cină? De ce nu fi dat Dumnezeu în fiecare săptămână sabatul? De ce? Poftiți? Ca în fiecare sabat să ne rezolvăm problemele. Nu lăsa de pe un sabat pe altul. Iartă! Oh, dar de ce ne-a lăsat Dumnezeu apusul soarelui? Să n-apună soarele peste mânia voastră. Și uite așa, la apusul soarelui rezolvă. Vezi, să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta, aoleu, se apropie momentul iertării, ce mă fac? Că nu vreau să-l iert în ruptul capului. Nu vreau să-l iert. Nu vreau să am milă. Mai lasă-mă în pace să-mi ce? Să-mi treacă. Așa. Mai lasă-mă în pace să-mi treacă. Cât să te las? Îți dă Dumnezeu în fiecare zi apusul. Îți dă Dumnezeu în fiecare săptămână sabatul. Îți dă Dumnezeu pe trimestru Sfânta Cină. Câte să-ți dea Dumnezeu? Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai. Ce să-i dai? Poftiți? Nu cumva să n-ai un ochi fără milă și să nu-i dai când vezi că are nevoie. Păi de câte ori să-i dau, frate? Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de păcat. Ți-a dat Domnul în grijă pe fratele tău. Nu? Ți l-a dat în grijă. Vezi, să nu ai un ochi fără milă față de el. Trăim într-o zonă socială în care e din ce în ce mai greu să-ți fie milă. Din ce cauză? Pentru că și cel lipsit nu e foarte onest, așa e? În foarte multe situații, cel lipsit este... Cum, ce cuvânt să folosesc? Folosesc cuvântul lui Ghiță, șmecher. Da? Și atunci, cum e? Las subiectul deschis. Ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță cu slavă. Cel rău vede lucrul acesta, se mânie, scrijnește din dinți și se topește. Psalmul 112:5-10. Poftele celor răi rămân neîmplinite.
Deci neprihănitul dă, iar cel rău poftește. Asta e diferența. Neprihănitul dă și are capul sus și este încununat de slavă, cel rău poftește și poftele nu-i se împlinesc niciodată. Cine-i nefericitul? Cine e cel nefericit? Cel ce poftește și nu-i se împlinește niciodată cel ce a dorit și spune, dar unde-i bunătatea lui Dumnezeu? De ce nu-mi dă și mie ceea ce vreau? Cine asuprește pe sărac, bagiocorește pe ziditorul său. Auziți? Cine asuprește pe cel sărac, cu cât lucrează, cât îi dai pe oră, îl ajut să crească sau îl cobori? Ți-e milă de el sau te gândești să crești tu? Cine asuprește pe sărac, bagiocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, zidește, cinstește pe ziditorul său. Textele astea îmi aduc aminte și subliniază faptul că mila nu e o vorbă. Hai să ne întrebăm serios. Când am împrumutat ultima dată pe cineva? Când am împrumutat ca să-l ajut? Ultima dată. Atunci mi-a fost milă. Atunci. Nu când mi-a fost milă, am simțit ceva în sufletul meu și nu s-a întâmplat nimic. Dacă nu s-a întâmplat nimic, aia n-a fost milă. Dacă am băgat mâna în buzunar, am ajutat, atunci a fost milă. Cine are milă de sărac, împrumută pe cine? Pe Domnul. Proverbe 19:17. Extraordinar lucrurile astea. Frații mei, când l-ați împrumutat pe Domnul ultima dată? Nu-i ușor, e greu. Dacă cel ce împrumută e șmecher, cum zice Ghiță. Împrumută și nu ți-i mai dă înapoi. Așa este? Împrumută și paguba e la tine. Împrumută și câștigul e la el. Și împrumută și de la unul, și împrumută și de la altul, și împrumută și de la altul. Se întâmplă? Se întâmplă. Dacă cumva ați păgubit sau ați rămas păgubiți, țineți minte textul ăsta. Cine împrumută pe cel sărac, împrumută pe Domnul. Dacă l-ați împrumutat pe Domnul, îi mai cereți banii înapoi? Sau preferați să rămână banii la Domnul? Știu că e greu să gândiți așa, dar ce-ar fi să gândim și așa? Ce-ar fi? Ne-ar ajuta? L-am împrumutat pe Domnul. Ține, Doamne, banii. Ține banii. Că-s bogății nedrepte, așa-i? Că-s bogății nedrepte. Ține banii tu. Poate că în felul ăsta ne adunăm comori unde? În cer. Nu știu. Nu știu. Am intrat într-o zonă destul de delicată, frații mei. Și anume, o zonă în care e foarte greu să ajuți și să ai milă când oamenii sunt nesinceri, neonești, fără conștiință, parșivi de felul lor. Știți că Biblia se ocupă și de lucrurile astea? Se ocupă. Biblia este cartea soluțiilor pentru fiecare dintre noi. Auziți Psalmul 135:14. Domnul va judeca pe poporul său și va avea milă de robii săi. Dar înainte să aibă milă, ce face? Poftiți? Va judeca. Prima dată zice, va judeca pe poporul său și pe urmă va avea milă. Din ce cauză trebuie să fie judecat întâi? Pentru ca să se evite ceea ce am spus anterior.
creștinul nu este un om naiv. Creștinul este chemat să judece întâi și după ce a judecat, în funcție de dreptate să ajute pe cel nevoiaș. Pentru că dreptatea arată cine-i nevoiașul. Că dacă este cineva care este doar șmecher și dacă profită o dată, de două, de trei, de patru, omul acela nu este nevoiaș. Omul acela este... Mulțumesc! Șmecher, profitor. De asta trebuie judecată înainte. Judecați! Pentru că Dumnezeu v-a chemat la asta. Cel ce se laudă, să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, nu numai milă. Ce urmează? Judecată și dreptate, Ieremia 9:24. Domnul nu doar oferă milă, dar Domnul judecă și face dreptate și în funcție de dreptate între un abuzator și un om abuzat, dreptatea arată cine trebuie să fie ajutat și cine nu trebuie să fie ajutat. Dreptatea arată întotdeauna care este situația în care un creștin trebuie să intervină. Ajutați pe orfani, ajutați pe văduve, ajutați pe săracul care este sărac cu adevărat. Știți că statistic un sărac cheltuie mai mult decât un bogat? La nivelul cheltuielilor zilnice, la nivelul în care este dispus să arunce bani în stânga și în dreapta. Uneori, bogatul pare ca fiind zgârcit pentru că nu aruncă. Săracul pare a fi mărinimos pentru că el dă și în stânga și în dreapta. Lecția cu văduva care a dat și ultimii bănuți, uneori îi învață pe oameni să nu strângă nimic și îi învață să iasă în afara chibzuielii. Dar văduva n-a dat ultimii bănuți pentru că a vrut să împrăștie. Văduva a dat ultimii bănuți pentru că împrumuta pe Domnul. Cu alte cuvinte, avea o relație specială cu Dumnezeu. A fost dreptul ei de a arăta în mod concret în cine se încrede. Atât. Dreptul ei de a arăta în cine se încrede. Dar nu risipă. Nu risipă. Eram copil și îi ceream lui tata să-mi dea și mie un leu. Și de fiecare dată când îi ceream un leu, mă întreba, dar ce vrei să faci cu el? Și eu îl întrebam, dar de ce mă întrebi un leu? Și tata îmi spunea, pentru că trebuie să înveți întâi valoarea unui leu. Primul lucru, învață valoarea unui leu. Mi-a fost greu, nu l-am înțeles, abia acum pricep. Apropo, Mica 6:8, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli zmerit cu Dumnezeul tău. Spuneți-mi, vă rog, de ce începe cu să faci dreptate întâi? De ce nu începe cu să iubești mila? Deși nu e nicio problemă, ele se pot schimba, dar totuși, există o anumită înțelepciune în ordinea aceasta. Să faci dreptate, unu, să iubești mila și să umbli zmărit. Mulțumesc. A face dreptate înseamnă să cântărești lucrurile. Să știi cine este văduvă, să știi cine este orfan, să știi cine are nevoie. Doi, să iubești mila înseamnă să te doare sufletul pentru cazurile acestea și să lupți pentru ele. Și trei, învață smerenie. Ca să poți ajuta pe cineva, te rog frumos, nu umbla cu costume de $2000. Nu umbla cu Porsche. Nu umbla cu... Umblă smerit cu Dumnezeul tău pentru ca să poți ajuta. Smerenia este mână în mână cu mila.
Dacă ți se rupe sufletul după cineva care este lângă tine, nu vei putea niciodată să îngrămădești grămezi de bani, de lucruri sau de lux. Nu vei putea face lucrul ăsta. Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici, spune Matei 23:23, pentru că voi dați zecioală din izmă, mărar, chimen, dar lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, și anume, care sunt astea? 3. Haideți să le învățăm. Eu știu, s-a dezbătut atât de mult vaiurile acestea ale Domnului Iisus Hristos către farisei, că le știm pe toate, în afară de astea 3 care trebuie făcute. Zice, să faceți următorul lucru. Dreptate, milă și credincioșie. Dreptate, milă și credincioșie. Dragii mei, ca și harul și legea, mila nu merge fără dreptate. Pentru că dacă mila merge fără dreptate, atunci mila se transformă în altceva. Se transformă în risipă, se transformă în lipsa de grijă, se transformă în orice altceva. Mila trebuie să meargă împreună cu dreptatea și dreptatea să meargă împreună cu mila. Ele sunt împreună. Harul trebuie să aibă principii de funcționare. Harul lui Dumnezeu nu este fără aceste principii de funcționare. Iisus Hristos a venit pe pământul acesta, a spus vai fariseilor și în același timp a lansat contextul în care harul lui Dumnezeu funcționează. Și contextul harului este dreptatea și credincioșia. Matei 9:13, duceți-vă și învățați ce înseamnă. Milă voiesc și nu jertfă. Apropo, ce înseamnă milă voiesc și nu jertfă? Ce înseamnă milă voiesc și nu jertfă? De ce l-a învățat Dumnezeu pe Adam să jertfească un miel la poarta grădinii Edenului când l-a scos afară? De ce l-a pus să jertfească un miel? De ce? Am spus-o și repet și trebuie să ne gândim mereu și mereu. Neprihănitul are milă de cine? De animale. Negru pe alb. Neprihănitul are milă de animale. Îi se rupe inima de un animal. Când a trebuit să ucidă mielul, spuneam și altădată, nu erau cuțite pe vremea aceea. Adam nu făcuse cuțit. Cu ce a ucis mielul, nu știu. Trebuie să fi fost teribil. Atât de teribil trebuie să fi fost încât Adam trebuia să fi învățat atunci ce anume? Mila. Și să zică, decât să mai fac așa ceva vreodată. Mai bine voi urâi păcatul cu toată ființa mea. Asta e mila. Decât să mai moară Iisus Hristos încă o dată. Mai bine voi urâi păcatul cu toată ființa mea. Asta e mila. Și dacă n-am ajuns să ni se rupă sufletul, dacă n-am ajuns să ni se zbată inima în noi și tot lăuntrul să ni se miște de milă sub crucea lui Iisus Hristos și să spunem, nu mai vreau păcat sub nicio formă. Nu mai vreau nimic care să producă o asemenea tragedie în univers, să mai producă o asemenea suferință în univers. Dacă n-am spus lucrul acesta, încă n-am învățat ce e mila. Încă nu suntem miloși. Milostivi. Încă nu. Când Spiritul Profetic spune, stați
sub lumina crucii măcar o oră în fiecare zi pentru ca să învățăm mila. Asta îmi spune că mila trebuie să o învăț, pot să o învăț și fără de ea nu voi reuși să am o clipă de frumos în viața mea, cu atât mai mult în cer. Sunt atât de multe lucruri frumoase care ar putea să fie adăugate aici. Voi termina cu Domnul Iisus Hristos, dar înainte de asta vreau să vă mai ofer un text care este extraordinar. Iov 6:14. Cel ce suferă are drept la mila prietenului, chiar și în ce condiție? Chiar dacă părăsește frica de cel atotputernic. Auziți? Dacă ești prieten cu cineva, dacă ești frate cu cineva și când a căzut, nu-i întoarce spatele. Textul spune, cel ce suferă are drept. Ăsta e dreptul lui. Are drept la mila ta. O, este altceva dacă nu suferă. Este altceva dacă nu-i pasă. Este altceva dacă iubește păcatul și merge mai departe cu el. Asta e altceva. Dar dacă suferă, să nu iei niciodată dreptul ăsta. Stai lângă el. Ai milă de el. Întinde-i mâna. Susține-l. Așa a făcut Iisus Hristos. Așa-i? Așa a făcut Iisus Hristos. Dacă n-ar fi făcut Iisus Hristos așa cu mine, cu tine, nu eram pe nicăieri. În Psalmul 69:20, găsesc următoarele cuvinte. O cara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Aștept mângâietori și nu găsesc niciunul. Spuneți-mi, vă rog, cine vorbește aici. Spuneți-mi, vă rog, cine vorbește. Citatul este, sau textul, sau cuvintele sunt profetice și fac trimitere spre crucificarea Domnului Iisus Hristos. Astea sunt sentimentele, emoțiile, luptele interioare ale Domnului Iisus Hristos la cruce. Repet, o cara îmi rupe inima și sunt bolnav. Aștept să-i fie cuiva milă de mine, dar degeaba. Știți că mila lui Dumnezeu trebuie să trezească milă în inima noastră. Și dacă nu se trezește milă în inima noastră, toată crucea e degeaba. Toată crucea e degeaba. Dacă vreți să ne convingem mai mult de lucrul acesta, vă voi invita să deschideți repede de tot în cartea Vechiului Testament, Zaharia, capitolul 12, versetul 10. Atunci voi turna peste casa lui David, peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare. Ce e duhul de îndurare? Milă. Un duh de îndurare și de rugăciune. Își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns și îl vor plânge pe Iisus Hristos. Îl vor plânge pe Iisus Hristos. Duh de milă și de îndurare. Ceea ce înseamnă că în biserica lui Iisus Hristos trebuie să fie un duh de milă în legătură cu ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi la cruce. Și duhul acesta de milă ar trebui să transforme viața noastră, ființa noastră, într-un cu totul altceva decât suntem astăzi. Ar trebui să dispară împietrirea din inimile noastre, indiferența, răceala, căldicelul din inimile noastre ar trebui să dispară sub această extraordinară descoperire. Zice că
îl vor plânge cum plânge cineva pe întâiul lor născut. La cruce învățăm lucrul ăsta. La cruce. Voi încheia cu amintirea doar întreagăta parabolei samariteanului și a omului căzut între tâlhari. Problematica a fost ridicată de un învățător al legii. Ideea a fost, Doamne, dar de cine să-mi fie milă? Asta era ideea, cine e aproapele meu, nu? De cine să-mi fie milă? Că n-am de cine. Luca 10, versetul 33. Un samaritean care era în călătorie a venit la locul unde era el, când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Trecuseră preotul, trecuseră levitul, trecuseră toți, se uitaseră în altă parte, se făcuseră că nu văd, se făcuseră că nu-i nevoie. Samaritanul a procedat altfel. I s-a făcut milă. S-a apropiat, i-a legat lănile, a turnat pestele un de lemn și vin, l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han, a îngrijit de el. A mers cu el o milă? Câte mile a mers? 2, 3, a și îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei. A câta milă era? Nu, e a treia. Odată că l-a luat, odată că s-a îngrijit de el, a treia că i-a dat și, i-a și plătit hangiului ca să aibă grijă de el până se va întoarce. Și spune, îți voi acoperi toate cheltuielile pe care tu le faci cu el când mă voi întoarce. Dintre aceștia trei, care ți se pare că a dat dovada că este aproapele celui căzut între tâlhari? Învățătorul legii răspunde, cel ce și-a făcut milă de el. Mulțumesc. Și urmează porunca. Du-te și fă și tu la fel. Porunca asta a rămas asupra bisericii până în ziua de azi. Porunca aceasta e aici. Porunca asta este pentru mine. Porunca asta este pentru dumneavoastră. Duceți-vă și faceți la fel. Amin. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei ce au gustat harul lui Hristos. Ferice de cei ce dau har la alții, pentru că se va întoarce harul lui Dumnezeu peste ei și îi va face fericiți. Amin. Învață-ne, Părinte, mila. Învață-ne îndurarea. Învață-ne zbaterea sufletului pentru orice durere, pentru orice suferință, pentru orice agonie care se întâmplă în jurul nostru. Fă din noi niște oameni care se poată să aducă cu ei îndurare. Fă din noi niște oameni care se poată să jertfească, Doamne, pentru sărac, pentru nevoiaș, pentru cel care este căzut, pentru cel ce are nevoie să fie ridicat. Ajută-ne, Părinte, să jertfim. Ferește-ne de vorbe doar. Fă, Doamne, ca mila noastră să fie marea faptă creștină pe care Domnul Iisus Hristos a lăsat-o pentru noi. Ne predăm în mâna Ta. Dacă n-am avut milă destul până acum, dacă n-am jertfit pentru alții, dacă am fost îngânfați, dacă ne-am complăcut în luxul nostru și nu în smerenia Ta, Te rugăm să ne ierți. Și învață biserica din Loma Linda și biserica Ta din timpul sfârșitului să ducă o viață atât de frumoasă, plină de milă și de dragoste, să reflecte caracterul Tău, pentru ca, Părinte, să ne îndrăgostim de felul acesta de a fi și să nu-L părăsim niciodată. Prin Domnul Iisus, rămâi cu noi. Amin. Amin.